plecat Mircea Sandu, a plecat Mitică Dragomir. Așa cum erau, erau buni. Pentru că se ocupau de fotbal. Au apărut fotbaliști ca Gica Hagi și ca... Câte exemple să vă dau. Așa cum spuneți, Mutu, Chivu. Și cine a mai fost? Acum ce fotbaliști? Mă uit la televizor și că văd toate meciurile din România și divizia B trebuie să mă uit să văd. Sunt jocurile slabe. Dau lovituri libere peste bară, cei de la televizor comentează, vai ce șut, păi șut când e senzațional, e când e gol. Da, așa e, dar și comentariul, da. Adaptezi la ce vezi. Normal, nu, că nu, eu nu-l condamn pe cel care comentează. Da, înțeleg ce spuneți, da. Condamn că nu mai sunt, am fost în țară, am stat 6 luni. Așa. M-am dus peste tot să văd la copii și juniori. Toți antrenorii care i-am văzut pe la copii și juniori sunt fără nume și fără cultură fotbalistică. N-au legătură cu fotbalul. Se antrenează copiii noștri. Și ies copiii noștri de acolo, repetez la capitolul fotbal. Uitam ieri la sărbătoarea Rapidului și constatam împreună cu Ilie Dumitrescu și cu ceilalți invitați, ne uitam la meciul legendelor, jucătorii retrași, și da, constatam că e mai multă valoare, mai multă tehnică, mai mult decât la orice vedem în campionat sau mai târziu la echipele mari. Adică se cunoștea că oamenii aia știu să atingă mingea. Da, da. Pentru că au trecut prin fotbal și n-au trecut așa pasager, da, numai. Da. Au fost pe celebrități în clubul la care au jucat, prin străinătate s-au dus și au jucat bine și au fost acolo unde trebuia să fie. E greu. România, dacă nu se investește și nu vor să aducă oameni de fotbal pentru fotbal, nu o să facem nimic. Revenind la meciul cu Grecia, vreau să vă întreb, dincolo de oful ăsta, că nu mai avem neapărat jucători de valoare, și uitați că printr-o exprimare nefericită la Slobenii și-a cam luat bobârnace când a spus că după Mutu și Chivu nu mai avem jucători talentați. El a vrut să spună că nu mai avem jucători care să ajungă la un nivel foarte mare, și ăsta este adevărul pur. Ceea ce spune și dumneavoastră, că nu avem jucători care să poată să facă pasul la echipe mari ale Europei. Ce? Părerea mea este, ce este acum în fotbalul românesc? Am putea să găsim 20-30 de jucători să putem să putem să ne apucăm, să încercăm să facem antrenamente respective, jocuri respective. Sunt, mai sunt copii talentați, dar au venit de unde au venit, care nu sunt așa cum trebuie, dar putem să facem ceva, dar trebuie să facem ceva, să nu mai apelăm la aceiași jucători care sunt eterni la echipa națională, care au trecut prin fotbal așa ca prin apă. Bun, dar sunt și mulți tineri. Da, păi tocmai că sunt tineri și pot să facă ceva, dar dacă noi de fiecare dată pe cei tineri lăsăm departe, gen, să spun așa, Florin Coman, care de generația care a fost pe semifinalistă la Euro, da. La U21, puteau, da, să continue. Dar adică... i-au lăsat deoparte, au terminat, și s-a terminat cu fotbal. Așa se termină de fiecare dată. Avem un Ianisagiu, avem un Stanciu, avem acum mai mulți copii tineri care pot să dezvoltăm. Dacă noi băgăm pe la tineret, și totodată vreau să vă spun că antrenorii care sunt învață și ei fotbal la echipa națională. Avem la echipa națională de tineret niște antrenori care sunt jucători buni, au fost unii din ei, dar învață meserie ca antrenor la echipa națională, el, nu copil. Vă referiți la Florin Bratu aici, selecționerul de la sub-21. Nu mai. Da, uitați, a venit Edi Iordănescu, e primul meci, luăm o bătaie, ok, în regulă, e meci amical, vedem ce facem cu Israelul. Problema se pune, avem vreo perspectivă, poate Edi Iordănescu după 2 meciuri amicale să se lămurească și să crească în vreun fel nivelul de joc în meciurile oficiale, sau mă rog, semi-oficiale din Liga Națiunilor din iunie, pentru că problema e următoarea. Parcă spre în al doilea mandat al lui Mirel Rădoi am văzut ceva, cu excepția că trebuia să vedem mai mult în meciul cu Islanda, ca să ne ducem la baraj. Acolo, trebuia să reușim mai mult decât o bară a lui Ianis Hagi. Dar parcă vedeam ceva.
în a doua parte a mandatului Merelor 2. Problema este ce facem? Așteptăm a doua parte a mandatului lui Edi Ordănescu? El are și obiectiv intermediar. Trebuie să câștige grupa de Liga Națiunilor. Dar bă, cu cine i-au pus asta? Păi federația, pentru că... Păi federația de fotbal, cine sunt cei care conduc la federația? Nu s-au gândit că fac aceeași greșeală cum a făcut cu Rădoi? Eu un antrenor tânăr. Rădoi începuse să facă ceva, i-a adunat, i-a adunase, începuse ceva și da, eu am venit la voi în România și am zis, domnule, nu ne calificăm la campionatul mondial pentru că uitați-vă și voi cine ești afară, Italia, acum spun eu, după ce am văzut, dar am spus, atunci am spus. Dom'le, chiar dacă ne calificăm să jucăm baraj, cădem la baraj pentru că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Da, dar nici acolo n-am ajuns. Păi n-am ajuns tot din cauza lor. Da. Poate că oamenii din FRF sunt convinși că avem fotbaliști buni și atunci ar fi obligatoriu să ne calificăm. Cine sunt domnii ăia să mă ierte că ne conduc fotbalul? Eu am auzit Nugica Popescu. Am auzit de, nu știu, mulți, Idilie Dumitrescu, de Moldovan, de eu am auzit mulți fotbaliști care poate să ajute, Lupescu și mulți alții. Unde sunt? Lupescu e în Arabia Saudită. Ajută la fotbal aici. Ilie ne ajută pe noi. Gică se ajută singur. În loc să aibă academie de fotbal și să fie antrenor la echipa națională, e nu știu pe unde. Păi, normal că trebuie. Aici să... Ne merităm soarta. Am spus de 30 de ani treaba asta. Da. Pe la televizor spun ăștia Lisa e nemulțumit că nu l-a chemat. Nu sunt nemulțumit. Sunt mâhnit. Altceva nimic. Nu sunt supărat pe președinte, nu sunt supărat de la Steaua sau de la Rapid. Nu. Asta consideră ei să fie sănătoși. Dar eu mi-am făcut datoria că nu așa bine cum trebuia să mă fac pentru că nici n-am avut posibilitate să ies afară ca să pot să demonstrez ceea ce pot. Dar da. Pentru ce am făcut, România e mândru. Aveți încredere că Edi Ordănescu poate schimba puțin lucrurile? Nu. Pentru faptul că nu Edi va fi de vină. Nici Rădoi n-a fost de vină. E programul pe care îl fac și totodată angajamentele care le iau negândite. Cum să-i pun lui Edi dacă nu se califică? Cu cine să califice? Pe de altă parte, domnul Dumitru, nici nu putem să nu avem obiectiv calificare la un turneu final. Păi atunci... Nu, obiectivul trebuie să fie formarea unei echipe pentru o perioadă mai lungă. Pentru că vedem unde suntem. Credeți că avem răbdare să așteptăm? Edi, ia tu naționala, stai 4 ani, du-ne la Euro, nu știu care. Nu. Nu, trebuie să se organizeze așa cum spunea Gică Hagi sau nu Gică Hagi să conducă fotbalul. Gică Hagi vine și spune facă o comisie tehnică la Federația Română de Fotbal în ceea ce privește selecționarea. Să facă la cluburile respective, să pună antrenori pricepuți și totodată să aducă jucători adevărați. La antrenamente să se facă antrenamente adevărate. Am văzut că se fac antrenamente moderne, dar se fac mai mult de ochii lumii. Pentru că noi când intrăm în teren, jucăm lungă și fugi după ea. Dacă avem mingea, domnul Dumitru. Păi dacă noi avem și o dăm imediat lungă, cum să mai avem? Da, Mirela a încercat să joace altceva, Mirela 2. Cred că și Edi Ordănescu încearcă altceva, dar... Îți convins. Dar nu prea am avut mingea cu Grecia până nu ne-au mai lăsat și ei, că au mai obosit, aveau 1-0. Astea sunt diferențele între echipele din Europa și din România și așa mai departe. Încă un lucru, domnul Dumitru, spuneați că ați stat o vreme pe aici, 6 luni, ați umblat. În concluzie, avem fotbaliști talentați, dar nu știm să-i creștem? Sigur. Avem, totdeauna au fost în România fotbaliști talentați. Erau antrenori adevărați care stăteau numai la copii și juniori. Păi acum nu mai stau la copii și juniori, se duc la echipa mare să câștige bani. Păi era ce antrenori avea Rapidul sau ce antrenori aveau Dinamo pentru numai copii și juniori. Ce antrenori avea Progresul sau ce antrenori avea Steaua sau ce să vă spun. Erau niște celebrități. La echipa națională, țin minte, a venit Gigi Ola care era... În sfârșit, fusese la echipa națională de juniori, păi era fiul meu să ajung la echipa națională. Acum, dau 200 la poartă, sunt la echipa națională.
Apropo de asta, după mai multe șuturi, chiar și pe poartă și goluri frumoase, a ajuns Tavi Popescu la echipa națională, a debutat. Cum vi se pare ascensiunea lui? E un copil bun, e un copil cu mare calități, dar trebuie să le pună în slujba echipei și a început să le pună și trebuie să mai găsim că, mai avem. Uh-huh. La Gica Hagi sunt mulți copii buni, la Craiova sunt copii buni, la CFR sunt vreo 2-3 copii buni. Trebuie să adunăm pe toți, nu să jucăm cu jucători care... Ce? Nu mai dau nume că formă Liță Dumitru spune, domne, oare ceva cu ăla. Sunt jucători care pe la echipa națională sunt de vreo 2-3 ani, n-au dat 2 goluri sau 3 goluri. Îl chemăm de fiecare dată. Liță Dumitru, mulțumesc mult pentru intervenție și să ne auzim cu bine, să fim sănătoși. Numai bine. Ne întoarcem în câteva.